Bună ziua, domnilor consilieri, să rămână la doamne. Haideți să supunem la vot procesele verbale din 17-a 2-a și 20-a 2-a. Cine este pentru? Împotriva, abținerea mea. Abține. Pentru. Unanimitate la amândouă, da? Putem să dăm citei la ordinea de zi. În ziua de joi, 19-a 3-a 2020, ora 13, sunteți invitați să participați la lucrările ședințe ordinare a Consiliului Local Orgeș Județul Bacău. Ordinea de zi a ședinței ordinare este conform anexei numărul 1, proiect de ordine de zi, anexată prezenței invitații, materialele înscrise pe scrise în proiectul ordinii de zi sunt comunicate. Odată cu prezența convocării, acestea sunt comunicate și consiliilor de specialitate în vederea avizării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre. Lucrările se vor desfășura în sala de ședință a Consiliului Local Orgești. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pajiștilor din proprietatea publică a Comunei Orgești, Județul Bacău. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltării sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SIM 129.924. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orgeș, Județul Bacău, pe anul 2020. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință de către Consiliul Local al Comunei Orgeș, Județul Bacău, a raportului de FLOUP numărul 160, numărul 1697 pe 23-12-2019, împreună cu decizia numărul 40 din pe 1 din 22-1-2020 și raportului de FLOUP numărul 1698-23-12-2019, împreună cu decizia numărul 69 pe 2 din 20-1-2020. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local se vor executa de către persoanele majore apte de muncă, beneficiari de ajutor social pe anul 2020. Aici, inițiator, mă scuzați, este tema Luminița, îmi cer scuze. Da. Inițiator, doamna Teme. Proiectul numărul 6. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Orgeș, Județul Bacău, în anul 2019, documentul este încărcat pe site-ul primăriei Orgeș și secțiunea dedicată. 7. Întrebări și interpelări. Puneți la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Unanimitate, da? Primul proiect de hotărâre. Da. Când dați voi, domnul președinte, da, domnul... venim ca de obicei. Am făcut un obicei și nu ne pierdem obiceiul de suplimentare ordinii de zi cu acceptarea donației făcută de Asociația Tărtăzom către Grădinița cu program normal Horgești, reprezentând materialele necesare amenajării grupului. Grupul este rezolvat. Numai că noi trebuie să primim ca și donație lucrările la acest spațiu interior făcut la Grădinița Horgești, amenajarea grupului sanitar de la Horgești. Mulțumesc. Puneți la vot suplimentare. Da, punem la vot suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Avem abțineri sau împotrivă? Bun, și asta va fi ultimul corect. Nu am un ordine care... Da. Începem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pajiștilor din proprietatea publică a Comunei Orgeș, Județul Bacău.
și el. Mai întâi... Domnul primar, aveți legătura. Este vorba de... Vreau să v-ați luat cunoștință că anul acesta, pe 28 iunie, este recontratările concesionare pentru pășunea comunală. Drept urmare, venim cu prezentul proiect de hotărâre pentru a putea iniția licitație pentru o nouă perioadă de 10 ani. Din momentul 1 iulie sau următoarea 29 iunie 2020. Avem aici alături de noi câțiva mulți candidatori de sână, noi am purtat un rând de discuții cu dumnealor. Ați primit documentele pentru stabilirea documentelor care trebuie să le prezinte organizatorii pentru a participa la licitație, valoarea caietului de sarcini, valoarea taxei de participare, discuțiile în special cu dumnealor în etapa de consultări a fost referitor la taxa de participare, taxa de stabilită pentru redevență pe an de hectar. În momentul discuțiilor am avut diverse opinii în contradictoriu, în care a stat la bază pentru obținerea acestei valoare a redevenței masa verde ce se poate efectua cu consum pe kilogram pe suprafață pe sezon de pășunat. Au stat două lucruri. Amenajamentul pastoral stabilit de comisie în care au fost participat ingineri specialiști din cadrul Orsa Bacău, Direcția Agricolă Bacău și cei de la noi din primărie, precum și hotărârea Consiliului Județean, care spune că prețul mediu pe unitate kilogram de masă verde la hectar este de 0,08 bani. Făcând calcule, am reușit la anumite cantități de kilogram de masă verde la hectar. Noi înmulțeam atunci, în momentul discuției, înmulțeam cantitatea respectivă cu 0,0 bani, dând niște sume destul de mari. Așa cum am promis în discuția avută cu organizatorii de sână, am luat legătura cu specialiștii din partea Orsa Bacău și Direcția Agricolă Bacău, în care ne-au explicat care este, cum s-a ajuns la valoarea respectivă. Valoarea respectivă este vorba de veniturile care ar trebui să le obțină per kilogram pe masă verde la hectar în fiecare trup de pășune. Noi ce nu pusesem noi acolo era vorba de valoarea când caietul de sarcini, o să vedeți dumneavoastră cine o să cumpere caietul de sarcini, pe la țavoșul dumneavoastră, așa? Pune și lucrări care trebuie să făcute de concesionar. Și atunci cheltuielile respective am pus în sarcina concesionarului cu obligația să facă cosit pini, nu știu, despăduriri, îngrășăminte și toate chestia asta, și am scăzut ca și cheltuieli pe care le va face concesionarul pe suprafața pe care dorește să o concesioneze. Și atunci am ajuns la valoarea de să o aveți aici, trimiteți dumneavoastră pe pășunii, cred că asta ne interesează în mare cum s-a ajuns la calcul. Trupul Mărescu va ajunge o redevență pe an de 134 de lei pe hectar, trupul Recea 131 de lei pe hectar, trupul Rung 157 de lei pe hectar, trupul Calea Bătrână 160 de lei pe hectar, trupul Galer 90 de lei pe hectar, trupul Barca 162 de lei pe hectar, trupul Valea Izvorului 160 de lei pe hectar, trupul Subcetățuie 157 de lei pe hectar și trupul Tasin 125 de lei pe hectar. O să vă puneți întrebarea, de ce sunt diferite valoarea de redevență pe an pentru hectar? Deci v-am mai explicat, au stat la calcul,
valoarea de masă verde ce se poate efectiv consuma pe un kilogram pe suprafață de sezonul peșunat și lucrările care trebuie făcute așa cum mi s-a venit pe managementul pastoral pentru fiecare trup în parte. De aceea diferențele sunt diferențe dintre trupurile de pășune. Cam asta ar fi principal. În rest, sunt documente pentru cei prezenți și aș vrea să reușim într-un fel să ajungă la toată lumea, toți organizatorii de stână. Noi am scos, am lucrat pe domnul secretar, să scoatem condițiile de participare la licitație. Deci asta ceea ce vă spun noi, propunerea pe care venim noi, făcut în urma scăderii cheltuielilor din veniturile pe care le realizează, sunt sumele minime de pornire la licitație pe fiecare trup. Deci sub suma respectivă nu se poate veni cu ofertă. Poate veni pentru a lua mai mult poate. Sunt destule documente pe care trebuie să le depună cei care doritori, care vor să ajungă la să-l cumpere caietele de sarcine și să depună documentele, este vorba de numărul de animale și toate chestia asta. Pentru că dădeam un exemplu, un om care are 50 de voi nu poate să participă, de exemplu, să concesioneze 20 hectare, pentru că nu este necesar, există, conform standardelor, un număr de animale la hectare, unitate masă vie, unitate de vită la hectare. Cam asta ar fi. Eu mi-aș dori să ajungă la toți doritorii de să participe la licitație cu documente respective. Unul din documente respective nu-i dă voie pentru a participa la licitație. A cumpărat caietul de sarcini. Înainte de a intra ședința, am avut câteva discuții. Într-adevăr, data licitației o stabilim din momentul când stabilim în hotărârea proiectului, hotărârea devine hotărâre privind sumele respective. Doi, s-a ridicat problema binevenită, situația actuală pe care o știm, în care toate instituțiile statului sunt la ora actuală în suspendare, blocate în relație cu publicul. Să vedem, să avem posibilitatea de a stabili o dată de licitație, iar dacă nu să venim cu o propunere, data asta ne interesăm în cadrul legal să discutăm cu cei de la APIA, să facem un act adițional dacă perioada asta de situație de urgență s-ar putea să meargă și pe luna aprilie. Mulțumesc! Înscrieri la cuvânt? Da, și eu. Domnul Daniel, aveți cuvântul. Domnul primar, revin cu întrebarea care am pus-o și când a jelit în fața noastră cu amenajamentul pastoral. Deci avem crescătorii de bovine. Ei nu o să fie niciodată întruniți într-o asociație pentru că dacă faceți profilul unui crescător de vaci cum ar veni, deci acolo o să găsiți oameni bătrâni, pensionari care au pensie foarte mică sub limita existenței, sau niște persoane mai tinere, dar foarte necășite cum ar veni. Chiar în sat la noi la Licea, avem pe Stoica Loren, care dacă cine o cunoaște, cred că știți situația dânsului, are o căruță de copii și ține și el o fac acolo ca să dea mâncare al copii. Deci pur și simplu este hrana lui de zi cu zi. Deci omul dar nu o să întâlnească niciodată într-o asociație ca să poată să participe la licitații, să poată să îi dea izlat și lui sau asta. Aș veni cu o propunere. Deci noastră sau să ați vorbit cu un amendament. Da, un amendament normal ar fi binevenit, prin care să specifice ori să fie liberă trecere pentru câteva vaci care sunt acolo. Deci la Recea, anul trecut au fost 25, la Galerie au fost 15 vaci. Deci nu e o... Da, nu e o... Deci nu e o așa de mult, încât o să încurci voieli. Deci până acum au trăit în bună înțelegere și au făcut totul de avalma, deci nu a fost nicio problemă, dar dacă nu sunt de acord cu ciobanii, atunci să primăria să le rezerve
o parte din, deci cum e la Recea, văd că sunt 56 de hectare, un 6 hectare la Recea, la Galeri sunt 48, nu, la Galeri sunt 44, 4 hectare, deci să le rezerve primăria, totodată să vină și plătească fiecare izlazul, cum se plătea și înainte, deci lumea plătea înainte izlazul pentru per animal. Dacă nu facem chestia asta, o să ne trezim că vacile o să fie picare dispariții, o să fie monumenta naturii la noi, la pom la orice, și pentru că de ce merge, de ce lumea le lasă, pentru că nu are cum să mai ducă. Chista a mai avut probleme, la galerie au mai fost probleme, deci în momentul când s-o concesionat de izlazul meu, mai aici căuta acolo. Eu ar zice că ar fi mai bine acum, de la început, să rezolvăm problema asta, să nu mai fie probleme mai pentru mai târziu. Vă mulțumesc că înțelegeți. Domnul Damo. Să poate extinde la fiecare sat. Bănuiesc și Horgește și Suhodorul să se lase un islaz comunal, dar trebuia făcut deja deodată. Are islazul comunal, se duce cu vaca, cu capra, în afară de stână. Una la mână. Și a doua, ce m-ar interesa, deci s-au scăzut niște bani ca să facă niște lucrări, dar dacă lucrările nu o să facă, mi s-au scăzut banii înainte. Bun, e un lucru bun. Dar cine urmărește să se facă acele lucrări pentru care s-au scăzut banii înainte? Vă spun eu, noi când depunem la Avia actele, ne dă o fișă separată cu oamenii, cu chitanțele de îngrășăminte, cu ceea ce am executat pe pășuni. Deci nu-ți primește actele la Avia, este un formular tip care îl dă numai la crescătorie. Acte și am văzut islazuri, că-s pline de spini, de bălării, că din ele jumătate nu le pasă, deci trebuie făcute niște lucrări în afară de îngrășăminte. În documentația care ați primit-o, inclusiv în carnetul de sarcini, apare obligativitatea ținerii la zi, s-au scăzut dinainte cheltuielile la niște lucrări, care se vor face sau nu lucrările? Nu sunt obligate să facă. Deci se va ține o... Nu ne primește la actele. O evidență. În mod normal, tot în documentație apare că neîndeplinirea condițiilor și respectarea acelor datorilor impuse prin caietul de sarcini duce la rezilierea contractului. Nu să ne știți la zăptea lumea în toamnă, rămâne de văzut. Totul cineva... Ele sunt calculate pe 10 ani acum... Treaba la APIA să urmărească sau este și altcineva care urmărește? În primul rând, lucrările vor fi urmărite de către o comisie din cadrul primăriei și utilizatorul pajiștii va trece lucrările, va semna și... Nu poate semna de comisie? Păi nu s-a făcut licitația încă. Bun, aș vrea să nu se rămână la stare de discuție. Deci nu s-a, efectiv, nu s-a scăzut niște bani. A, nu, la ora ta nu s-a scăzut, n-ați înțeles. Sunt venituri estimate cu cheltuieli stabilite prin caietul de sarcini. Da, și nu s-a scăzut față, dacă prima dată a fost 600 la hectar și acum eu da, nu s-a scăzut. Și sunt era niște, calculul făcut greșit. Sunt da? Niște prețuri estimative, adică aveți acolo defrișare, da? Acum defrișarea pe un normativ, pe prețurile medii, era, nu știu, cât 100 spunem așa, 134. Poate omul își face singur defrișarea. Nu înseamnă că i-am scăzut niște bani. Dacă omul își defrișează singur și nu o face prin altcineva. Atunci rămâneți amendamentul, dacă s-a înscris amendamentul da. Cu el, dar se extinde la fiecare sat. Nu numai de Recea sau Oameni Cearea. Pe fiecare sat să impunem islat comunal. Un etar, 3, 4, câte sunt? Înainte ceva, domnul primar, uitați-vă în fișa aia acolo sub cetățul. Ea pare 24,29. Da. Vedeți, aveți grijă că acolo aveți 30 de hectare de izlaz. E decidizat din mine la APIA de fiecare an. Eu am avut un contract pe 27 de hectare și rămânea o suprafață de 4-5 hectare care eu o declaram atât cât aveam un contract de concesiune. Și era decidizat exact de ăștia, de la APIA și știu unde vine. Deci e vorba de o diferență de hectare de pășune care nu-i cuprinsă. Haideți să vă răspund acum la ambele întrebări. Prima, referitor la vaci. Într-adevăr au fost probleme la fiecare an. Eu am discutat cu proprietari de vită mare, de bovine, și am spus următor. Mă uitam acum, da, și aveați și dumneavoastră aici, pentru bovine între 6 și 2 ani, pentru mai mult de 2 ani, zice, un capăt la unitate de masă verde. Deci ar veni, să zicem, câte unitate de masă verde, să ne uităm.
cât vine 0,33 la... Nu, unitate de vită mare. Vită mare. Nu, vită mare. Și trebuie 6 unități vită mare de la... vită. Exact. Deci dacă 6 unități vită mare are 20 da. De braci, ar trebui să aibă 4 hectare sau 3 deci, hectare bun. Și ceva. Problema este, într-adevăr, să lăsăm la fiecare, că au fost probleme. Bine, partea cealaltă. Noi ne avem posibilitatea, nu putem concesiona pe persoană, pentru că nu participă la licitație, nu avem, ne lovim în partea cealaltă. Ori nu scoatem la licitație și stabilim împreună. Asta am vrut să vă ori nu scoatem la licitație suprafața de, dar asta ne-ar trebui ca până în momentul licitației să avem un tabel oficial cu câte vaci sunt în satul respectiv, ca să putem să scoatem suprafața respectivă înmulțând cu numărul de vată bită mare la hectar. Și trebuie să-l prezentați astăzi, să mă aveți. Da, dar la Horgeștor cum aveți? Așa, dacă îmi permiteți, nu trebuie să facem nimic în direct. Și doi, nu putem să-i dăm din punct de vedere legal, deci nu putem concesiona. Că nu participă la licitație, ar trebui fiecare om să... Închiria în două ultima, nici nu se poate. De ce nu se poate închiria? Adică se adună mai multe familii din satul X și nu scoateți la licitație bucata aia de pământ și o închiriați. Trebuie să aibă constituție în asociație. Păi prin hotărârea Consiliului Local o facem. Păi și nu e legal dacă nu sunt constituție în asociație. Nu se poate. Deci asta noi am verificat chestia asta. Rămâne că aizlați comuna, nu se duce nimeni. Poate să rămână așa și nu vede nimeni că se plimbă vacile, dar altfel nu puteți. Nu vede, aizlați comunal, dar le liberă oricine să așa aizlați comunale. Deci așa tot aizlați comunale. Nu-l concesionează nimeni. Și rămâne liber. Ce-i voi, să nu lași să spună. Nu le dă. Iar nu a avut nimic. Asociația se poate să concesioneze, să beneficieze. Păi acolo a fost întotdeauna la care. Ei, trebuie să facem așa fel încât să nu mai fi discutat. Nu puteți cum au fost. Da, și pe ce toți sunt. Așa puteți și au fost. Da, este tot, în fiecare sat sunt discuții la activitate. Aici din cauza că a fost proprietate cooperatistă și când am reconstituit islazul comunal, nu, acele, vărăria era formată din proprietățile foștilor membri cooperatori, în logic, cum ar fi. O parte s-a plantat cu livadă din vărărie și cunoaște terenul acolo. Și o parte a rămas islaz. Acum acolo, marea majoritate a taselor nu fost vii. Îi luag acum și oamenii cu mică înțelegere între ei, cei care au oi, cresc animale acolo și plătesc anumit arendă celor care au fost proprietari, iar vărăria, oamenii nu și-au mai reconstituit bucata respectivă și au luat în altă parte teren și au rămas poate 3-4 hectare care ar fi. Dar nu asta este problema. Punem în discuții vacile de la, adică apășunatul vacilor de la Galer și de la Recea, că aici au fost tot timpul. În mare majoritate, Sohodorul avea o problemă când spuneau că trece de la pășune pe cetățuie ca să aibă și ei o parte de lor. Problema ar fi în felul următor. Cei care concesionează pășune, pe durata asta de 10 ani, beneficiază de dreptul concesionarului, adică el a concesionat, merge la API, a primit drepturile, subvenții și așa mai departe, cu obligațiile care le au de întreținerea pășunii. Și este omul interesat că timp de 10 ani de zile știi că el stă sau urma și lui, bă, tu acolo o bucată, are tot interesul să întrețină pășunea ca să obțină producții, că altfel nu-i dă nimeni altceva. Ce se întâmplă? În momentul în care
s-au scos și el nu înțelege că și vacile ar putea să pască 10 vaci acolo pe pășune când ar fi o pagubă, dacă îi scoate 3 hectare sau 4 hectare sau 2, el pierde subvenția și are mai mănâncă vaca în urma oii, domnul secretar. Ei, asta e problemul, că nu mănâncă vaca în urma oii. Discuția asta a fost, dar la galerie era tot timpul discuția, până la râpa aia, nu știu cum se cheamă acolo, era ale oamenilor. Și cine va concesiona acolo, poate să înțeleagă, el primește subvenții, dar lasă oamenii și nu are... Și va capaci, oricum, luna mai, iunie, că de la iunie nu mai prea este iarbă pe islas, așa, la coasta Morii aceeași problemă. Aici se poate face, după părerea mea, în contractul de concesionari, acolo se poate adăuga ceva, o clauză, să zicem, între... Nu m-am uitat cu mare atenție pe contractul ăsta din concesionare, că și ăsta este o anexă la hotărârea guvernului prin care se stabilesc actele astea. Nu cred că asta este problema cea mai dificilă. Între oameni pot exista până la urmă înțelegeri. Și între proprietarii de... între organizatori ăștia de stână. Sau nu pot exista deloc. Sau nu pot fi probleme tot timpul. Nu te să mergem neapărat pe ideea. Exact. Deci cum că aveam înainte discutăm, ce aveam și noi și cât nu era, asta aveam loc și acum nu putem să mergem. Da, pentru că era un pic de dată dar să plăteau o taxă pe animal. Era taxă de pășunat. Era taxă de pășunat. Acum este concesionare. Știu, domnul primar, asta e toată chestia. Încăpeau toți câți eram atunci. Păi și acum ar trebui să încapă. O groază de vaci, o groază de oși. Vom încăpea și acum. Dar până acum au încăput, dar cu scandala, asta vreau să spun. A mediat 2-3 scandaluri acolo, că nu dădea voie să intri cu vacile pe izlaz. Păi și ce trebuie să mergem tot timpul? Păi asta vreau să spun, asta zic. Facem ceva. Aici, din legal, fie separat, domnule, separat, fie fiecare trebuie acolo, separat, când treci oaia, faci bătătut acolo, mai mănâncă vaca nimica. Are, la legea s-o păscut. Da, 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 modalitatea de folosință, asta vreau să vă spun. Concesiuni intră tot la... Nu, zice să nu intre deloc, domnul secretar, că... De acord, eu n-am să știu cum o să zică, dacă pe Valea Izvorului o să fie 2-3 care licitează, și dacă vaca merge doar pe porțiunea unde au zis că păi de ce vine numai la mine, de ce nu zice și la ala și la ala și tot nu o să se înțeleagă. O să zică cu copilul acolo și tu n-ai ce căuta cu bani. Bun, una la zi, sau doi. Condiție, acum chiar dacă să zicem că lăsăm așa, nu putem lua legal, taxă de concesiuni, că n-ai contat de concesiuni. Doi, cine întreține pășunea? Domnul primar. Nu, a mea nu e a mea, nu e a mea, e a primării. Noi suntem puși așa. Yes, nimeni nu plătește impozite, nimeni nu plătește. Noi suntem. Păi tu concesionezi și el. Dar domnule, să vină, dacă are 200 de bani și persoană juridică, participă la licitație. Dacă are asociație atât. Aici e problema. Deci dacă are asociație, participă la licitație. Cumpără dosarul și cumpără acolo. Și zice, da, domnule, am 100 de bani. Da. Domnul, cât costă taxa de pian? E 1 milion sau cât e pe hectare? Taxa la... Nu concesiunea de... Care taxă, domnul meu? Noi nu avem taxă de pășuni. Există concesionare. Nu se concesionează, se pune pe să-mi parte impozitul la primărie pe numărul de vaci. Mai domnul, doamnă, ce mai domnul, da? Mai ce mai domnul, da? Mai dai liniștit, măi. Cadul legal îl pui, nu puti pe legal, domnule, legal. Nu-i mare, că dacă spuneți 6 unități vită mare pe hectar și cred că în Horgești, dacă adun, nu știu dacă sunt... 10 sau 10 hectare. Nu, dar 6 pe animal vine 1 hectar și... 10 vaci. 0,8 pe 1 hectar, nu? 0,8 pe 1 hectar. Deci o vacă pe 1 hectar. 10 vaci, păi 0,8. A fost discuția de 6 vaci. Păi 0,8. La 1, la vacă e 1, păi așa am dus și eu. Nu, a fost aici discuția de 6. Da, dar 6 nici la voi nu ai Mihai la cadă. Da, da, ai 6 oi sau nu știu cât. Nu ți ajunge pășunea, niciun caz la câte animale avem. Păi și unde? Dacă ai încărcătura pe mare, tot o ia. Nu,
20 de hectare, cât efectiv? Restul? Cât intră 6 la hectare, atâta animale. Lăsați măcar de 2 hectare pe sat și gata. Dar după 2 hectare, 2 hectare, 4 hectare, 8 hectare, sunt cu hectare la buget. Dar nu mai e standard cu ceilalți. Prin 100 de lei pe an la buget, impozitul... Da, un exemplu. Dar nu cât e 2 hectare pe locare, dar și gata. Încă pe o vasile acolo cu tocul ăia, mă rămâne. Înainte, dar tu înainte de ce nu te rog. Dar cum vă cezi că n-ar plătește? Vreți să-mi dați hectare asta? Ce vrei? Pe cine vrei cu asta? Domnul președinte, domnul președinte. Haide, haide. Ne explicați, da. Dar mai explicăm de atât. Cerusu, poți spune acum. Tu uite-mă în jos. Aveți cuvântul domnului Crețu. Mulțumesc. Oameni buni. Și am stat și m-am gândit și înainte și aici. Domnule primar. Domnul primar, vorbiți că o să vorbiți noastră. Nu. Era o întrebare, ne consultam aici. Nu, dar vă consultați, dar lăsați omul să vă dați. Deci, în momentul în care noi nu găsim cadru legal cu aceste bovini, tot timpul vor să fie contradicții și chiar lucruri și mai urât. Cadrul legal este la început gândit domnul primar. Tu le facem un tabel, întrebăm un om, doamne, vrei să ai un teren pentru animalul ăla? Da, corect. Facem concesiuni pentru fermierul, că eu nu-i zic cioban, nu mai e cioban. Fermierul care este în zona respectivă îi pune în clauză, doamne, aici le-și 3 hectare, doamne, aici le-și 4 hectare, în funcție de cei care vor să aibă și ei pășurile pentru bovini. Și cu asta încheiem orice discuție. Mulțumesc. Păi, ce vrea, doamne? Păi, dar nu. Vreau să-i lăsăm legal de exemplu. Dacă omul este bat, domnul profesor, dacă omul este bat la unul care pretende, trebuie să-i bat. Ori așa e cu ala concesiunea lui, care iese fermierul în zona respectivă. Dar e obligația să gândească. Dar să-l iasă și cu ala. Că unde cartă? Foarte bine, domnul. Unde cal cu aia nu mai intră vaca, nici nu se uită. Aia mai nu se uită. Aia nu. Ați scris. Eu am văzut vaci de vii. Nu, eu n-am văzut vaci. Nu trebuie. Aia e gata, vaca nu mai, dar nu are ce primi. Domnul secretar, mai luat cuvântul. Domnul mamă când eram primar, când fugeam. Era atunci. Domnul Garin. Amendament. Nu, nu-i problemă. Nu, amendament. Domnul Garin, stabilit. Deci, am suprafață. Da, depus domnul Daniel amendamentul. Păi haideți să-l susținem. Îl susținem, dar înainte de toate să vedem părerea cetățenilor care au animale, bovini. Asta e prima clauză care trebuie. Deci ea mai lăsăm noi acolo și ea nu se duce să-și... Deci să acordăm o suprafață. Da, da, îți vreau tabel cât mai rău în sfârșitul lunii, fiecare dat să organizeze. Faci mai extraordinară și vă rezolvăm. Și atea în caz nu se mai votează... Da. Ba, domnule, noi votăm cât e concesiunea, noi nu votăm cui dăm acum. Concesiunea să face omul. Deci noi astăzi suntem chemați să votăm modul de organizare a licitației. Da. Deci asta organizăm. Dar sunt și suprafețele trecute. Dar sunt suprafețele, dar nu obligatoriu să scoată acolo suprafețele în mod care ies din caietul de sarcini. Dar omul poate să vină să liciteze, de exemplu, primarul poate să modifice suprafața care o scoate la calea bătrână, de exemplu, în loc de 46,5 hectare cât sunt acolo, 40 de hectare, domnule, atât pot concesiune. Dar alea șase, pentru alea 6 hectare, dacă rămân pentru bovinii, trebuie atunci să vină în Consiliul Local cu un proiect de hotărâre, fie prin marendarea anuală sau hoire la pășunat sau mai știu eu cum, în schimb taxa pentru, asta cum se cheamă, subvenția pentru suprafața respectivă, nu poate să o ia nici cetățeanul care plătește taxa de pășunat și normal ar putea să o ia primăria comună, adică că e proprietatea comunii. Dar trebuie să ducă cu un teanc întreg de hârtii la apia, nu știu ce procedură. Procedura, greoare, procedura este foarte greoa. Problema este că se poate, după părerea mea, în contractul de concesiune, stabilit cu cel care a concesionat trupul X, să spună, domnule,
Până la Galeri, de exemplu, că acolo situația este mai clară, până la Râpa lui Bujor, sau nu știu cum îi spune, până acolo, de acolo, deci concesionat toată suprafața, dar el nu are ce căuta cu animalele, cu oile în partea stângă. Cu toate că va fi, domnul Dancă, cu toate că va fi foarte complicat, că până la urmă, dacă omul este cum este, dar neînțelegător, i-am zis duce noaptea și trece o toră la dealul până la vale și rezolvați. Domnul secretar, de acord cu dumneavoastră, dăm așa, că de acord să dau. Dar în momentul ăsta când am dat la cei cu vacerii, eu trebuie la alea 4 hectare care eu le-am concesionat, le-am în concesiuni, trebuie să devin pașnic automat. Omul să vină copilul cu vaca, deci vaca eu am învățat, să duce talaua omului, omul fie deci în comunica în poziționat, mă duce jumătate în judecată și faci plata. Când trebuie să sună... Asta este, că eu am învățat chestii de mață. Eu am învățat la comutor să pasă informații. Haideți, ne-am campunat. Ideea am văzut-o, supuneți amendamentul, eu zic că o propuneți, supuneți amendamentul domnului Pisecaru la vot, iar noi să găsim cu vorba noastră pentru suprafața respectivă o sumă de arendare ca să fie egal cu concesiunea. Să se acorde un procent pe care îl stabilim ulterior, după ce vin în pentru... Și în funcție de necesar. Da, da, păi asta, da. Deci spunem pe care... Să fie stabilit sectorul de asta. În funcție de numărul animalului. Păi nu, am zis că... Se aprobă un... Haideți ca să facă... Haideți un pic. Da. Deci amendamentul din asta se spune așa. Se aprobă acordarea unui... Sau rezervare. Unei suprafețe. Unui procent din suprafața totală. Rezervare, da. Din trupul respectiv. Se aprobă rezervarea, da? Da. Sau e bine, bine rezervarea. Unui procent din suprafața totală proprietarilor de bovine sau... Da, da, spune da, procent stabilit vederea... ulterior, pe care stabilim ulterior. În funcție de animale. Da, păi... Stabilit în funcție de animale de fiecare sat al comun. Ulterior proprietarilor de bovine, da? Da, solicitare. Da, da, solicitarea. Da, dacă nu solicită nimeni în zona respectivă, deci, de la capăt, amendamentul sună așa. Se aprobă rezervarea unui procent din suprafața totală, procent ce va fi stabilit ulterior, proprietarilor de bovine la solicitarea lor. Sunteți de acord? Da, corect. Și forma cum să fie, închiriere sau arendare? Nu știu cum. După stabilim după. Închiriere nu există, arendare. Arendare se poate. Spuneți la vot, domnul. Hai să punem la vot amendamentul domnului Daniel. Nu, e același. Nu, e același. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Haideți dacă aveam împotriva sau abțineri. Păi da, da, noi n-am mai întrebat punct de vedere, că au venit aici. Mai e că a vorbit domnul Măhâială, dar mai e cineva din care vrea să... El nu-și pune cuvântul la concesiunea, domnul. Nu, dar poate... Doamna Luminița, la domnul Măhâială nu sunt vaci pe suodor. Nu-l vedeam vaci. Nu-l vaci, domnul Măhâială. Dar nu sunt vaci, nu mai sunt. Nu ați venit în cinință, dacă vrei să-și spuneți ceva. Și zic lucrul care era, eu nu credeam voi, dar aveam probleme când se jucau pe ieri. Deci amendamentul a fost aprobat cu 14 voturi pentru, deci unanimitate, da? Și va fi introdus un nou articol la proiectul de hotărâre care va avea exact această formă. Da? Trebuie să vin cu un nou proiect, domnul secretar. E amendament, domnul. Când se face mare îndoare la terenul care rămâne pentru vot. Aia ulterior. Da, da, da. Așa să e. Da. Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Forma amendată, da. Împotriva, abțineri? Împotriva avem. Abțineri avem. Deci avem 14 voturi pentru, da? Ce s-a cunoștință că s-a terminat cu asta? Dacă vor să rămână vor, dacă nu pot. Dar nu-s obligat să mă rămân. Dacă vor, pot să rămână. Dacă vor, da. Ferința e deschisă. Deschide-te așa. Norocul e bine cu corul.
vine. E, ce să faci? Nu suntem juriști cu diplome, suntem mai ciobani. Care să-ți faci juriști? Deci s-ar putea să pierzi carnetul de TNL. Nici o problemă. Hai, nu avea nicio grijă, că eu te rezolv acolo. Foarte frumos. Eu te rezolv, știi că te rezolv. Gata. I-ați adus aici, n-aveți culoare rimea, bă, ăștia strică tabla de oameni. Da, da. Acum adăși. Acum am văzut cum am luat pe cea Mă încurcați, dacă mai vă las pe dumneavoastră. Și etuțiunii sociale, cod SIM. Treceți peste cod, că codul... Mă încurc. Așa. Inițiator, primar, surabă, Iori. Aveți legătura, domnul. Da. Mulțumesc pentru legătură. Prezent un proiect de hotărâre. Se referă la o implementare unui proiect de asistență socială, în care avem, împreună cu AJPS Bacău și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, un proiect de colaborare, având pe perioadă de 3 ani de zile, 2020-2022. Principalul proiect al obiectiv al acestui proiect este asigurarea colaborării interinstituționale dintre noi, Primăria Calcu, Ateu Vorgești, cât și AJP Bacău sau ANJP Bacău și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul poartă de numele de dezvoltare a sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și incluziunii sociale. Ați avut în fața dumneavoastră proiectul, da, protocolul și ne dăm consimțământul după în funcție de votul dumneavoastră. Mulțumesc! Sperăm. Înscrieri la cuvânt? Hai, supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Avem unanimitate, da? 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orget, Gâțul Bacău, anul 2020. Domnul primar? Da, mulțumesc. La fel ați avut la MAP toate documentele privind planul de ocupare a funcțiilor publice. Este vorba de funcționarii publici din cadrul primăriei Orgești. Dacă eu vă citesc esența, număr maxim de funcții 19, funcții ocupate 8, vacante 11 și rămâne să recrutăm dacă o să mai fie posibilități, dar în momentele critice de actualmente rămânem pe ceea ce avem la ora actuală. Mulțumesc! Înscrieri la cuvânt? O posibilă o trebuie. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul profesor, nu treabă votul dumneavoastră. Am arătat, dar în 2066. Foarte bine. Avem abțineri sau împotrivă? Președintele de ăsta la mijloc. Punctul 4, da. Trecem la punctul numărul 4. După că ai început să dai și atenție, îți dai drumul. Nu mai mai aveți. Da, la punctul. Dar voi, haideți să fim un pic, să fim și operativ. La punctul 4 se referă la noi, nu știu dacă știți, în luna ianuarie am avut, în decembrie și ianuarie am avut în mijlocul nostru un control de la Curtea de Conturi în vederea verificării stadiului de îndeplinire a măsurii pe care am avut-o de îndeplinit. V-am pus la mapă decizia, cât și raportul de follow-up al privind modul de ducere a îndeplinirii. Dacă avem, sunt destule măsuri, noi încercăm să le ducem la îndeplinire. Termenii sunt
maxime sunt undeva mai 2020. Mai este un pic cu coroana asta. Cu coroana, cu, da, mai este un pic cu coroana, ne mai amână toate și tot așa. Mulțumesc. Scrieri la coroană. Proiect de hotărâre ați primit și expunerea de motive și raportul compartimentului. Sunt aceleași cam fiecare an cu puțin schimbări, modificări. Și de aceea aștept dacă veniți cu alte propuneri, cu amendamente. Înscrieri la cuvânt. Eu așa vreau din punctul de remarcă. Eu am luat lucrurile de domnului. Nu, 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 da. E bine venit cu șapta cu mâșurile acelea. Da. Aia este cineva? Hai să ne axăm cu dreptate, cum ar fi bine organizat așa. Ăștia cu ajutoare sociale. N-ar fi necesar să-i facă în fața la persoana care locuiește acolo. Deci acum s-au făcut șanțurile bune. Multe locuri văd că care-i conștiincios și de bună credință, își curăță în fața acolo și un petroiel vede un bidon, o hârtie, își curăță. Dar alții așteaptă și că, da, că așteaptă la ajutor special. Trebuie pus o echipă de control, așa, de partea primăriei, să se ducă la fiecare. Băi, aici nu trebuie să-ți facă nimeni. Că tu arunci aici, copilul tău să joacă aici, aruncă petroliu și așa. Și unde mai este de făcut așa, eu cred că oamenii fac. Nu-i problemă. Atât, da. Da. Imediat după domnul Daniel. Ăsta, domnul Iulian. Doamna Vici, da. Ca de fiecare dată vreau să văd și ceva sancțiuni. Acum nu țin neapărat de cei care au ajutor social. Nu mergem pe ideea că numai oamenii ăștia de cu ajutor social sunt obligați să facă lucrări, ca tot spune și domnul Dudulic. Sunt cazuri de oameni gospodari care nu-și fac șanță din fața casei, că nu vrea el să-și-l facă. Sau chiar dacă este asistat social, nu vrea să iasă la muncă, că nu are chef și chiar îi vedeam pe drum. S-au apucat să cureți lucru bun, se vede că ați început să-i puneți și la treabă. Se certau că eu fac mai mult, că tu faci mai puțin, că tu dici, că pe mine dici m-a scos aici și nu m-a scos în altă parte. Și tot așa, trebuie să le stabiliți clar. Băi, ai de făcut cu cățica să o faci fără să comenteze. E clar că trebuie să o facă. Să le spun fără să comenteze. Ar trebui să găsiți totuși, la nivel de primărie, deși niște sancțiuni sunt date, măcar nu trebuie să fim radical să trecem direct cu amenzi, am mai spus și în anii trecuți, de fiecare dată, de câte ori ați venit cu proiectul ăsta. Domnule, să-i responsabilizăm într-un fel, să găsiți o soluție de a-i responsabiliza, pentru că e rușinos să treci prin fața unei case care e și cu pretenții și care nu este curățit acolo peste drum. Un pic așa trebuie să facă, numai noi de la primărie trebuie să mergem peste ei, să-i rugăm, am ajuns chiar să-i rugăm să-și facă curățenie. Trebuie să găsiți și modalități de a-i sancționa. Nu mă refer doar la cei care au ajutor social, eu spun aici pentru toată categoria de cetățeni, găsiți-ne, doamne, trecem și vedem că chiar nu se trece de acolo. Găsim o metodă să-l forțăm cumva. Trebuie neapărat să vină doar primăria să-l strângă mizeria. Și știți că sunt destul de cazuri, cam peste tot. Mă uit, femeie bătrână acolo la Valea Unii, casa parohială, și o știți care este, au curățat. Și-au curățat copacii și-au aruncat în mijlocul, s-a dus biata femeie bătrână de 80 ceva de ani, a strâns mizerie și a dat-o de drum. Se poate așa ceva? Haideți să găsim soluții, să-i amendăm dacă chiar nu înțeleg de cuvânt. Mulțumesc! Haideți, pot să-și răspund. În privința sancțiunilor aici, singura sancțiune care se poate lua este să suspend dosare și am dosare suspendate și... Eu am vorbit la general... Nu, am zis, nu, răspundea pentru asta. Deci altă sancțiune nu există. Cu acele crengi de care spuneați, le-au curățat cei de la EON, au curățat copacii și au dat acolo și nici nu ne-au dus atunci la cunoștință și am vorbit apoi, am avut...
marți, nu, miercuri am avut oameni de la ajutor social, la cimitir ortodox, la o cimitir, că nu este ortodox catolic, nu repetă, am avut oameni și au zis să apoi extensioar și trec și curăță acolo și o să dea foc. Haideți să vă zic și un, eu știu un caz real. Deci persoană de lângă bucata lui de acolo și-a curățat omul lui și a făcut foarte bine că a făcut lucrul ăsta și l-a încărcat ce a fost mai gros, s-a dus la acasă și a lăsat restul, l-a lăsat fix pe mijlocul drumului. Nu l-a interesat. E alt caz în partea cealaltă. Exact. Nu l-a interesat absolut el. Că mai trece o mașină, mai trece o tractor, dar mai trece o... Dânsul și-a dus și le-a luat. Știu despre cine e vorba. Nu trebuia să luați legătura că dânsul sa era cetățenesc, normal, să-și strângă mizerie. Vedeți? Știți cum? Acum să vorbim și cum am adunat în Cimorgești mizerie și în Răcătău, ați văzut ce era, ați avut ocazia și acum chipurile n-am mai aruncat. Totuși gunoaiele alea le dau oameni, ca au ajutor social, nu iau tot ei de asta. Apoi le-am adunat. Neapărat acuz pe cineva. Le-am adunat, nu cred că trecem un sfert de oră și din nou sunt hârtiuțe peste tot. Când ar putea să nu le-am... Deci trebuie să mergem doar la sancțiuni până la urmă, că nu putem să disciplinăm. Și nu-l găsești pe cel care aruncă. Da. Domnul Boboc. Domnul primar, chiar dacă nu sunt așa de observabil de aici, vă rog să mă auziți. Confruntăm cu mulțimi de gunoaie, domnule. Având în vedere că avem atâția beneficiari de ajutor social și ei cât să facă. Nu, asta nu voie, domnule, să facă. Ar trebui propun, dacă se poate, așa ca în fiecare sat, în fiecare sat în comuna noastră să se afișeze pe un loc public acolo, oare li rușine la unii că s-a asistat social ca să nu știe lumea în sat că ei s-a asistat. Să se afișeze, domnule, așa de la aset care sunt asistați sociali și iau bani de ajutor social. Nu știu pe cine ar trebui să vină la treabă, domnule. A pus acolo și că unii nu se știe unii fi. Vin, văd că târi un colț, de s-au pe 4-5 oameni acolo și au auzut de niște studii. Nu se poate așa ceva. Să stăm cu lui Timur, din gunoaie, că nu faci colț, nu faci... Nu, dacă la oameni ăștia li se trebuie, li se trebuie. Și vă rog tare frumos să răspundeți și mie la o întrebare, că mă confrunt cu cetățenii de la Suotor cu anumite probleme. Dom'le, cineva își asumă meritele astea pentru asfaltul ăsta care îl avem și bine, din partea lui, dacă a lucrat, e bine. Dar aud că de acolo, de la capăt, văd, s-au făcut șanți pe o parte și pe alta, până la intrare în Suodor, apoi de la intrare în Suodor, cum nu mai s-au făcut șanți pe o parte și pe alta. Spune că asta ar fi, așa e în proiect. Așa am auzit eu, că așa li s-a discutat. Dom'le, dar cine își asumă meritele astea că ăsta își făcut și proiectul? Cum de-o trecut eu pasat așa pe romii ăștia de la Suodor, ca să n-aibă și ei șanți cu podiezi pe o parte și da. Mă tem că aveți în ultimii ani primari romi și dacă continuați în ritmul ăsta, nu vă uniți, faceți treaba, o să aveți tot romi la conducere, domnule. Foarte bine, domnul Bobo. Da. Nu e el. Domnul primar, nu puteți răspunde. De ce s-a făcut la Răcătău, la Recea, șanțuri pe o parte și pe alta și când a ajuns la Suodor, nu se mai face pe o parte și alta șanță? De ce? Pericol de accident, domnule, caz în șansă. Mulțumesc, domnul Dancă. Mulțumesc pentru domnul primar l-a făcut. Vă scapi foarte mult în sondaj problema asta, domnul primar. Bun. Haideți să nu discutăm sondajul până la... Să nu fie noi din cauza că-s romii, că-s zicani, voi crede în pițini numai cu ajutorul social. Nu, domnule, zic că nu toți oamenii sunt prosacitați social. Îmi dați voie să răspund. Deci nu trebuie să privim orice activitate pe care o facem noi din punct de vedere electoral sau din punct de vedere al sondajului. De ceea ce vorbiți dumneavoastră, răspunsul pe care vi s-a dat oficial este în proiectul făcut de Consiliul Județean, pe drum județean. Așa. Este... Deci nu are nimeni niciun merit de aici. Dar un pic. Făcut asfaltul ăla. Atenție. Deci Consiliul Județean. Este drumul Consiliul Județean, dar am mai văzut chestia asta. E o greșită, nu au făcut șansă. Nu, n-am zis așa. N-am zis. Ca să știm, doamne, cu cine stăm de vorbă. Atât un pic. Noi am primit sesizarea asta și la noi o a ajuns. Am discutat personal, doamna viceprimar, s-a ocupat și a discutat cu cei de la Consiliul Județean. Dacă se poate interveni la proiectantul domnului, ce răspundeți dumneavoastră, dacă vreți ca să ne lămurim? Hai să lămurim! Domnul Frate, eu răspund, dar acum aici e clar cu tetă. Băi, dar nu răspundeți! Pentru că ăștia au pielea neagră, de-aia n-au voie să aibă de dumneavoastră de aceea. Dacă dăm așa, nu mai răspundem, băi, n-am dat nimic. Dar ați venit să discutați cu mine dacă e felicită, că nu a fost pielea neagră,
da. Ați venit la mine la primărie cu orice situație, n-a fost vorba de singurul, singurul care poate interveni este proiectantul care a făcut proiectul respectiv. Am fost în Sodor, am vorbit cu oamenii, am sunat și la doamna directoare, a fost și inginerul de lucrare și au spus clar. Este proiectul așa, având în vedere diferența de nivel, că casele sunt mult mai jos decât, nu mai pot ieși cu mașinile din curți, că sunt jos casele și sus e asfaltul. Dar o să se vadă că lucrarea e foarte bine, se facă foarte bine. Pe margine era inițial trecut în proiect balast. Au zis că nici balast, s-au uitat, păi ne vine ca alunecă mașinile pe acel balast și pun piatră spartă. Deci nu o să fie nicio problemă. Apa care înainte se ducea de pe deal și venea și inundau acele case, nu o să mai fie situația pentru că toată apa de pe deal este prinsă și vine pe acel șanț din partea deal și au dat scurgere pe șanțul celălalt din capăt. Aceea poveste, doamna deci nimeni, proiectul n-a fost făcut, când a făcut proiectantul acel proiect, nu s-a gândit. Acolo sunt, cum a spus, de Rom, acolo sunt catolici, acolo sunt unguri, acolo sunt baptiști. Nu! Au mers pe un proiect și după nimeni nu poate să spună că proiectul cu asfaltarea nu este făcut, este un proiect de calitate. Dacă au decis și nici într-un caz s-au suplimentat sume, că podul, de exemplu, și știu mulți, între Regea și Soodor nu era prins de schimbare. Deci au fiind bun. Când au început lucrarea, au văzut că sunt probleme. Au schimbat și nu numai acolo, în multe alte locuri, unde nu erau podețe. Au venit și au suplimentat. Ne-am întrebat de asta, doamne. Păi nu vă spun, deci nu ține vorba de sume de bani sau că are cineva ceva. Drumul e foarte bun, lucrarea o să iasă foarte bine. Faptul că ei sunt oameni acum influențați, cum explicați domnul Bobov? Că am vorbit el la telefon, era și domnul Odeiță, oamenii erau influențați și după aceea am vorbit chiar personal, nu are rost la telefon, și oamenii au înțeles situația. Deci sunt care au înțeles, sunt care în funcție de influență. Dar nimeni nu se face împotriva lor. În privința meritului sau că nu are cineva meritul, haideți să fim realiști, se știe foarte bine că interes și totul pe Consiliul Județean, poate am fost și eu că sunt din partea partidului care este și la președinția Consiliului Județean. De ce până acum nu s-a iar din Consiliul Județean, mă scuzați, făcea parte și consilierii ALDE. Clar, trebuie să spunem și lucrul ăsta. Deci ALDE împreună cu Consiliul Județean era format din PSD plus ALDE. Asta trebuie să spunem. Eu vă spun ceea ce știu și ceea ce am discutat mereu. Și nu spunem până la capăt, cum e? Să discutăm cu traitor. Bine că s-a făcut. Contribuția noastră a Consiliului Local nu este nici într-un fel, trebuie să recunoaștem. Este un drum județean făcut prin fonduri europene, prin Consiliul, pentru Consiliul, prin PNRD. La masa respectivă când s-a votat, au stat două partide și au votat. PSD, inclusiv cu ALDE, că erau la putere atunci, da. Nu trebuie să discutăm că este contribuția mea, a domnului primar, a dumneavoastră, clar, clar noi nu avem nicio treabă în privința asta. Dacă făcea nu, dar niciodată nu are nimeni niciun merit. Ia să ridice pe care toți primarii care au fost. Domnul Dan, că aveți cuvântul. Domnul președinte. Haideți să facem mai departe. Și o întrebare care s-a făcut. Domnule, noi ăștia de la Vărgeți care suntem la drumul județean, și culoare avem, domnule, de drum, de șanțuri, nu avem niciodată. Și nu are viață. Nu a stricat și podul când a făcut asfaltul și culoare am eu. Domnule, ăștia a fost prea blond. Domnule, hai să lăsăm, mai sunt 3 luni de zile sau 4 sau poate să amână alegeri. Lăsați-o în noi, domnule, de treabă. Când nu era drumul ăsta și era de arar pe el, veneau pe primar și pe acum nu mai am era drumul primarului atunci, corect. Și acum nu am nicio contribuție. Acum vine toată lumea și se pricepe la atâta, știu atâta de mult cum să fac fondurile astea, de unde vin. S-a făcut lucrarea, este foarte bună cu toată masa. Cine ați zis? Nu vă speriați, cu oamenii vor vota în cunoștință de cauză. Nu îl iau ei după mine sau după tine sau după... Nu vă jură, minte. Hai să reacțăm pe ordinea de zi. Ordinea de zi cu proiectul pentru munșii. Da, hai să punem la vot. Nu supun
domnule. Nu? Eu vreau să discut. Care e problema? Domnul secretar. Dar nu, este domnul Dacă. Da, domnul Bau, cum să nu? Optim, aveți legătura. Dacă vreți să potezați străzile satului și sunt străzi, de vreo 2 ani toți lept în Consiliul Local, tot așa pe strada Vișului, în șanț, într-un șanț, este o mașină de balansul de 3 ani. La ce număr, domnul Dan? Uite că am uitat. Numărul la poartă. Haideți. Domnul, dar nu e așa mare stradă. Și în altă stradă curge pișalăul de la vacă. Din așa pe șanț. Poate acum când am zis numele străzii, poate se întâmplă ceva și acolo, domnule. Da, poate se descunde șanțul ăla. Poți să-l opresc? E șanțul care era în acea situație și când era primarul în funcție. Ba da, dar spus. Domnul Crez. Deci, da, la subiect. E sigur că reiești la subiect. Da, pentru condiția care mi-ai zis. Deci, vorbind exact la subiect, da, prima fază, vă spun că e o problemă și cu corona asta. Lumea este un pic speriată, trebuie să recunoaștem. Dar sper că atunci când o să se mai miște lucrurile, sper într-un sens favorabil, să se iasă masiv la curățenii, toți cei la actorul social, să nu-i, cum spun eu, împărțim în favoriți și nefavoriți. Adică sunt destui. Acum discutăm clar, ca să nu creadă cineva că dăm cu periuța într-o parte și în partea altă suntem răi. Referitor la asfaltul ăsta, ca să fac și eu o paranteză, doamne, oameni buni, este singura echipă, care eu așa o văd, nu că sunt peneriste, eu că mă amenință la că mă dă afară la peneriu, care au făcut ceva, s-au dus acolo, s-au zbătut, noi am, tot timpul în Consiliul Local am bătut, ai doamne, dar că se face asta, adică ce nu se face? Și dacă s-a făcut, acum găsim motivații să ne certăm între noi, între cetățenii comunei Orești, că unul e mai colorat, că unul e nu știu cum, adică să fim serioși și să ne respectăm unii pe alții. Mulțumesc! Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Votul colorat sau... Deci una și alta acum. Dacă toți suntem cu oameni, ce rog consilierii din Sovodor, am fost și eu și am vorbit, dar n-am găsit atât de mulți acum. Vă roagă și patron de la firma care face lucrări. Pardon, cred că a venit boala. Să vorbiți cu oamenii, să nu mai stea pe lângă muncitori, că există riscul să se oprească șantierul din cauza că stau oamenii mulți lângă muncitori. Vă referiți la Olguța? Nu, nu, am plâns că Olguța face parte din echipă. Ea e lângă. Am o glumă, dar nu pot să spun când mă uită doamna. Stați că ați scăpat de un punctul numărul 6, domnul primar. Da. La este vorba de raportul și privind starea economică socială. Raportul are vreo 20 ceva de pagini. Nu știu, l-ați avut, nu? L-ați avut la mapă, l-ați citit? La mapă a fost pus online. A pus online, cine așa? Sunt destule, da, mai am pășat și am terminat 4 topuri, am trimis convocările, mai am pus 8 părți cu mașina. O să ajung și o să discutăm un pic la proiecte de dezvoltare locală care s-au desfășurat în anul 2019. Și o să zic eu destule, na, pentru unii sunt mai spus puține, pentru alții multe, eu zic că destule. Pentru investiția apă și alimentare cu apă și canalizare, s-a finalizat proiectarea, s-a obținut avizele, s-a semnat al doilea act adițional, s-a început procedura PSA în luna ianuarie pentru, suntem încă desfășurare, s-au făcut câteva contestații, încă mai suntem în desfășurarea procedurii de licitație. Pentru investiția construirii stat în școala Sovodor, discutăm de anul 2019, ceea ce se face, finalizarea și achitarea către consultant, încheierea contractului cu diriginte, dat ordinul de începere, se lucrează, lucrarea este am semnat un contract adițional acum pentru prelungire până la septembrie 2020. Pentru investiția construire pod pe DC92 la kilometru 0 plus 225, am obținut avizele anul trecut,
am semnat, am eliberat autorizația de construcții. Săptămâna aceasta am definitivat și cu dirigintele șantier. Suntem la, pentru a da drumul la ordine de începe a lucrărilor. Am plătit către ISC, nu ne primesc documentele pentru avizul ISC-ului, pentru că nu se lucrează cu publicul. Am să încercăm cu doamna dirigintă să vedem cum putem să facem o programare ca să putem da drumul la ordine de începe a lucrărilor. Așa, tot anul trecut, întocmit Renzu, cu numerele și cu, cum am zis, botezatul străzilor. Așa, eu zic că este un lucru bun, ne regăsim mai ușor. Mai sunt și oameni mulțumiți. Sunt și oameni mulțumiți, că ca orice lucru, așa, am avut o chestie, da, apropo, asta vreau să zic, ieri m-a sunat un consilier prin bibliotecară cu o chestie hilară. Mie mi s-a părut hilară, cel puțin, când cheamă televiziunea și îi dă în judecată, că persoana respectivă are numărul 13 la poartă. Acum, dacă îți fii 13 bis, da, în fine. La 62 nu mai spunem. Așa. Măcar 13 bis, dacă e. Da. Extinderea rețeaua electrică la Bazga și Răcătău, selecționarea și arhivarea de la documentul de arhiva primăriei. Am terminat proiectarea și DTAC-ul pentru reabilitare. Suntem în curs de licitație pentru execuție pentru credința Răcătău. Am definitivat în cele din urmă și iluminat-o de terenul de sport, în proiectul respectiv. Lucrări de întreținere a drumurilor comunale, avem două etape, una în luna mai iunie și cealaltă în luna octombrie. Am achiziționat și am montat, nu în totalitate, mai sunt câteva de rezervă, tuburi de scurgere. Am achiziționat materiale de joacă pentru copii în situația asta, nu ne grăbim prea repede să le montăm. Am avut lucrări de înlocuire ferestre la școala Recea, înlocuirea acoperiș la școala Răcătău, înlocuire tâmpării la școala Răcătău, lucrări de termoizolație la școala Horgești, de lucrări de asigurare utilități și toalete interioare definitivate la școala Răcătău, Recea și grădinița Horgești. În cursul anului, începutul ăla, s-a definitivat și la școala pe plusul în Horgești. Urmează ca de luni să începem și lucrări de toalete interioare la școala Sălodă. Lucrul sanitare în parteneriat cu Tertezom, ceea ce venim noi cu propunerea de... Potem? Parteneriatul e numai pentru unitate. Și numai pentru unitate, pentru că suma respectivă a putut să intervină numai pentru grădiniță. Așa, restul făcute cu fonduri de la Ministerul Educației. Vreau să spun că din 472.000 am absorbit 400.000, deci m-au rămas 72.000 care n-am reușit să le luăm anul trecut. Am să așteptăm, dar nu se știe în situația asta, cred că o să continuăm cu fonduri proprii. Cât de amenajare grupuri sanitare, v-am spus la grupuri. Așa. Centrala termică, la amenajarea și darea folosință centrală termică la școala Recea. Întocmirea procedurii de SSM și SIM, asta mai mult pentru noi este vorba de lucrări de primărie. Achiziționarea de pubere de 120 de litri. În cursul anului 2020 am reușit să le și distribuim, să facem contract de concesiune. La ora actuală suntem definitivat, așteptăm să semnăm contractul. Am fost în negocieri cu firma care face colectarea și transportul, cu referitor la suma pe care o percep pe tonă în momentul când se va face de poartă în poartă. Numerele case care le-am văzut. Acționarea tractorului și remorca pentru efectuare de lucrări la nivel comun. Eu zic, multe, puține. Eu zic că totuși, în cursul anului 2019, s-a văzut interes din partea conducerii primăriei pentru a finaliza o parte din investiții începute și de a continua așa cum sunt investițiile cu fonduri PNDL guvernamentale, cât și cele prin AFIR. Mulțumesc! O scrie la cuvânt?
Sfântul a fost cu vicerul în izolare și a ieșit și a se la bătaie la oameni de la dus. Poliția este că s-o scoată. Da, și-a zis că s-o scoată. Cineva zis-o. Da, o să discutăm un pic la diverse. Suplimentarea ordinii de zi. Problema în discuții. Proiect. Da. Hai, gata, un pic, gata. Da, pe sunt după el. Când vine, eu plec. Discuția a fost aprobată de suplimentarea ordinii de zi. Și acum puneți punctul 7. 6 aprobă? Nu. Având în vedere faptul că domnul primar a prezentat un rezumat al raportului... Rezumat. Fii de atenție, vă rog frumos. Aș vrea totuși să nu trecem chiar așa de ușor cu vederea peste cele prezentate de domnul primar, deoarece acum se încheie și un ciclu electoral. 4 ani de a prezentat activitatea... Mulți înainte, domnul primar! Nu, un pic. Nu-i bun, nu-i bun! Domnul Cotic, da, o leacă de răbdare. O lepuță de răbdare. Dacă vă amintiți, acum vreo 2 ani spuneam așa, când toată lumea întreba că ce ai făcut, ce faceți, nu vă mișcați, am spus că nici un pom nu face roade chiar din primul an. Dar când începe să facă, nu se mai oprește. Nu, expresia nu mi-aparține mie, aparține altcuiva. Am luat-o și eu. Noi, vrând, nevrând, trebuie să acceptați toți că sunt unele realizări în comună. Și realizări chiar bune. Avem școală făcută la Horgești, adică a făcut reabilitată la Horgești, cu toate că, dacă mi-amintesc bine, unii nu erau de acord să se apropie diferența de plată și așa mai departe, tot ca să pună câte o piedică, teren de sport la Răcătău, grupuri sanitare peste care se trece foarte ușor și meritul vor să se asume acei organizații interne de Zoom, de Zoom, parcă așa se pronunță, dar nu e adevărat. Banii au fost dați prin hotărâre guvernamentală 363, dacă țineți minte că asta, când am avut proiectele pe baza hotărârii de guvern din luna mai 2019. N-are rost acum să mai spun care guvern a dat banii și un guvern eșuat, dar ne-a dat bani. Și s-au făcut grupuri de sanitare. Meritul este a conducerii comunii. Și undeva am văzut că toată lumea începe de acum cu critică. Vai de mine, că se face blat între ala și ala. Dumnezeu, se face blatul, eu n-am nimic împotrivit, dar m-ați fi în avantajul comunii, Dumnezeu. Ce mă deranjează pe mine că s-a făcut blat și a ieșit drumul ăsta foarte bun. Că n-are șansă în partea lui X sau lui Y, cred că asta e cu totul altceva. Probabil că ar se facă. Dar a ieșit drumul bun, toată lumea este mulțumită. Bine, meritele acuii sunt. Oamenii bine. Nici într-un caz nu vor vota după ce ne duci noi să dispunem, bă, v-am făcut drum, v-am făcut aia. Oamenii votează în cunoștință de cauză, că acum nu mai sunt ei chiar așa de ușor de dus cu zărăria. Eu nu am decât doar atât. Să felicit totuși conducerea comunii și când aici când mă refer la conducerea comunii, o eu de la primar și cu tot aparatul de specialitate, că niciodată primarul nu face singur nimic. Că el, până la urmă, este în vârful piramidii și își asumă cele bune, dar și le asumă și pe cele rele. Până la urmă, el dă socoteală și pentru și rău. A știut, a îndrumat colectivul care îl coordonează, primar, viceprimar, secretar și tot aparatul de specialitate, au lucrat și au făcut ceea ce se vede în comun. Sunt lucruri care sunt pipăibile. Deci nu vorbim pe ceva care... Într-adevăr, s-au întâmplat unele greutăți și văd și acum, cu podul ăsta, că atâtea avize și atâtea, dar nu trebuie să ne miri deloc, că
nu au descoperit și aici Bobroască, care făcea parte din nu știu ce specii care era trebuia ocrotită. Dar asta este situația. Cam atât am avut. Domn profesor, aveți ceva de adăugat? Nu. Mi-aduc aminte în 2016, când am candidat. O să vă rog frumos. Încă mai suntem în aceeași barcă și chiar vă rog frumos. În 2016 mi-aduc aminte când am candidat. Eu n-am candidat niciodată, este prima dată. Și noi am mers așa din poartă în poartă, probabil ce s-a amintit domnul Budaru, da? Da. Numai că am fost oameni care nu am promis mare apăsare, cum au făcut de regulă ceilalți foști primari. Și care aduceau pe la școală domnul Budaru, dacă vă amintiți, un sanghiciment și cu asta se rezolva problema școlii respective sau cu o găleată de vară. Noi am găsit înțelegere și în partea, mulțumim și Consiliului Local, care deși au fost în opoziție, ne-au susținut, trebuie să recunoaștem că a fost susținut și de dumneavoastră. Domnul primar a fost receptiv la toate problemele comunității, inclusiv la dreptul la educația copiilor. Deși atunci noi nu am promis că facem lucruri și răsturnăm munții, s-a dovedit că în comuna asta, după 30 de ani, s-a mișcat ceva. Suntem singurul Consiliu Local care... O spunem pe față, n-am spus că votăm într-un fel și am votat după aia în alt fel, n-am primit fel de fel de bonificații ca să votăm nu știu cum, și ordinii că dacă nu facem așa, nu știu ce pățim. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Ați permis la omul ăsta, lăsați-mă să termin, domnul primar, chiar de câte date eram supărat pe dumneavoastră, hai să ne mai constatăm în anumite... Domnule, vreau să termin până la capăt. Domnule profesor, vă rog, eu până la fost că în dialog cu mine. Este adevărat și mi-asum anumite lucruri pe care poate le-am spus la o supărare, la nervi, pentru că și de ce și oamenii la rândul lor cu care mă întâlneam, mă întrebam, domnule, chiar dacă n-ați promis nimic, voi chiar nu faceți nimic. Chiar așa spuneau oamenii. Răbdarea oamenilor era limitată. De ce? Pentru că în comuna noastră, timp de 30 de ani, nu s-a mișcat mai nimic. Totul a stat așa, de azi pe mâine, lucrurile s-au mai încurcat, mai tare decât erau. Într-adevăr, acum trebuie să observăm că în comuna noastră sunt lucruri și care merg spre bine și meritul este și al Consiliului Local și al domnului primar care s-a dus și a deschis uși. I-a fost om care... Într-adevăr, când discutam amândoi, a intrat pe ușă, l-a dat afară, a sărit pe geam înapoi. Și s-a luptat să rezolve anumite probleme și le-a rezolvat. Se văd că se mișcă. Niciodată nu ne-am asumat un merit că am fi făcut noi mare asfaltare și n-am făcut-o noi în Consiliul Local. Nu mi-amintesc vreodată în Consiliul Local să fi dat bani pentru mare asfaltare de aici. Este un lucru bun că s-a întâmplat după 30 de ani. Este un lucru normal să se întâmple într-o țară civilizată, să avem acces la drum. Să avem acces la utilități. Faptul că se vor implementa și proiectul cu apă și canale este un lucru bun. Este un lucru bun că în școlile și în grădințele din localitatea noastră s-au făcut toalete interioare. Copiii cu băți se apărau de când și când își făceau nevoile prin toaletele care erau. Se știe toate lucrurile astea. M-am mai auzit prin sat, bârfii de genul că a alungat primarul, doctorul care a venit aici și nu mai este din cauza lui. Și multe alte discuții care, noi am fost oamenii care nu am dat loc la discuții, nu am bârfit, ne-am văzut de treaba noastră. Să sperăm că dacă vom mai fi în componența asta și în viitorul Consiliul Local sau cine o să vină după noi să fie măcar în stare să continui un sfert din ce am făcut noi până acum. Vă mulțumesc! Deci și mai mult! Și mai mult! Ultimul proiect de pe ordinea de zi este suplimentarea. Proiectul de hotărâre privind acceptarea donației de la Terdezom către Comuna Horgești în cadrul proiectului amenajare grup sanitar, obiectivul grădinița sat Horgești. Da, scrie la cum. Deci e vorba de acceptarea donației, practic. Dacă nici donații n-acceptăm, atunci... Unde n-ai mai ajunge? Să punem la vot, domnul Fărție. Cine este pentru? Potriva, ține? Mai acceptăm o donație. Și nu știu ce să fac cu ea. Acum am întrebat și în tetele. Imediat, domnul. Asta ați făcut. Întâi de pace, după asta era în 2000. Cine se scrie la cuvânt? Aici. Domnul Daniel.
Da, domnul profesor, v-am văzut, mulțumesc. Domnul Călman, domnul Crețu, domnul Tufescu, dacă n-am văzut pe cineva, revenim. Domnul Daniel. Domnule primar, în referatul doamnei viceprimar, în legătură cu mașinul de piatră, văd că este aici la Galier Prinț. Ah, da, văd că era bine aici, da, la Poftes. Sunt prinse niște mașini de piatră și la... Haideți înainte de a, dacă ca să lămurim ideea. Deci, în urma discuției și alocării banilor, noi am făcut un... Am discutat cu doamna viceprimar și a făcut un necesar. Am mers în teren și a făcut un necesar. Necesarul care e deja... Necesar. Necesar. Eu de acord cu dumneavoastră că e necesar. Și am zis, nu. Haideți din necesarul care e necesar să vedem unde sunt urgențele. Și au venit urgențele, din punctul ei de vedere, sunt cele subliniate cu linie. Așa. Dar și din toate chestia asta vreau să vă spun că la ora actuală noi avem semnat contract cu firma pentru balastare. Așteptăm să dăm drumul la ordinul de plată, ordinul de începere a lucrărilor. Problema este în felul următor, că din banii pe care avem alocat noi 100.000 de lei pentru compactor și grader, au rămas numai 60 de mașini de balast. Toată comună. Eu vorbesc la comună, eu nu vorbesc pe sară. Ei, acum venim partea aia la altă, că eu am o vorbă, m-am mai spus-o, 3 paie la 5 măgari, cum se spune. La Sovodor, dacă vreți să știți cât e necesarul, la Horgești 62, numai la Horgești ar trebui, din necesarul, pe 37. La Sovodor? Da. Necesarul, am zis. Ca să fii balastare. Ce din necesar? Ei, noi din necesar o ajuns, dar suntem peste 60 de mașini și cele subliniate. Și atunci revin cu ideea să ne uităm într-un fel, ca să putem să... Unii mai tăiem, ca să rămânem cu 60 de mașini, că altfel nu avem mai mult de atât. Aici era toată discuția. Deci undeva rămăsesc la Horgești pe Viorelelor 4, Robert Pichy 2, deci 6 mașini la Horgești, la Sovodor 10, 15, 17, 20 la Sovodor, Recea 12, Galeri 9, 16, o leacă, domnul meu, nu, chiar nu sunteți curioși sau? Da, cum să nu, domnul? Dacă nu sunteți, nu mai știți. 16, Răcătăuri 10, 9, Bazga, mă refer și sus, Bazga, ambele părți. 7, 9, 10, 14, 24. Și atât, dacă dau de jos, văd la Florescu acolo și nu sunt dăvrânat. Haideți adunate așa, haideți să facem așa, unii mai tăiem din comun acord cu dumneavoastră ca să ajungem la 60. Că dumneavoastră vă zici că eu o spun, ăsta e necesarul și ar trebui, adică o urgență de care o consideră dumneavoastră necesar. Dar depășim suma de 60 de mașini. De ce nu suplimentați? De ce stăia? Păi de unde, dacă îmi dați bani, ce bine ar fi? Eu mă închid la suma pe care o avem la ora actuală, în bugetul local, alocat pentru drumuri. Și voi cât ați lăsat 6 mașini? 6 mașini. Dar trei ați trebuit pe alegi. Domnul meu! Dacă nu vreți, nu li... Nu, cum vreți. Cât de păi haideți să facem adunare atunci. Cât 6 la Horgești, facem, faci o leagă din Călbători, 6 la Horgești, 10, 15. Dar Horgești 6 plus? Nu, domnule, stabilit, subliniat, vreau să zic. Cât am 7, 20, 20, de 26, 12, plus 12, 8, 9, 16, 9. Dar 24. 87 de mașini.
ar fi urgența. Cred că de aici le tăiem de la Horgeș să verificați în toamnă cât s-au băgat aici și le tăiem de tot că s-au făcut. 27. Cât s-au băgat în toamnă la Horgeș? Ar trebui 6. Așa este. Ar trebui 27 de aici, nu 6. Aici au venit, de asta au fost, de asta au și venit, doamna, doamnă, eu plecat, doamna vice, de asta au fost și dilema în care să venim, să vă consultăm, în ideea în care... Pentru câte mașini sunt bani? 60, am zis, pentru 60. Pentru 60, noi avem la urgențele care s-a venit aici, 87. 27 mașini, trebuie să cadă jos. Bun, încep eu? Păi, propune. E cuvântul meu acum. Hai. Domnul Daniel. Nu, ca să știți cum se discută. Dacă discutăm pe nivel, nu, hai să discutăm pe fiecare asta de mașini. Avem aici de la pod la Bujor, la Pădurii, cum ar veni, trei... Unde, la? La Galeri. Vorbim pisat. La Galeri mă refer. Da. Deci mașinile astea trei, dacă noi nu facem nimic la... Bujor, Gheorghe, la Pădurii, da? Da, dacă aici noi nu facem nimic la șâpă de acolo, unde este infiltrație de apă. Punem mașinile astea deja. Acum deocamdată e bine, dacă mergeți cunosc, dar nu trebuie să vă spun că ați mers acum, ați văzut despre ce este vorba, este jalnic ce e acolo. Deci acolo până nu facem ceva, deci cu buldo, cu șanț, ceva care să ducă apa, să nu se mai ducă în drum, degeaba o să punem piatra. Am intervenit acolo, din câte știu, am intervenit la podul ăla din peste... Ceea ce spune domnul Crisecaru, e valabil la orice uliță din comuna Horgești, nu numai acolo. Hai să nu discutăm de podul să revenim, hai să vorbim cu mașinile astea, că dau drumul la Horgești. Dacă nu faceți șanțuri, stăm cu doar ca să mai faceți șanțuri. Și mai întâi de face după ce lăsăm așa, o mai lăsăm să treacă șanțurile. Păi da, mai întâi aici trebuie rezolvată mai întâi intrații de apă. Pentru că acolo știți că sunt multe izvoare și întotdeauna când puneți piatră, degeaba o puneți că se mulește să face totul. Ești făcut cu buldo, șanț, cumva să ducă apa la podul ăla, să plece și să duc. Reparat cu lucrul ăla, să facă șanțe, poate vin și ploie din primăvară. Păi să punem pe ea. Eu așa zic. Domnii mei, noi am venit cu propunerea. Eu n-am dat drumul. Eu am terminat contractul. Să facem șanțe, așa am spus și eu și mulți din domnii consilieri. Să accentuăm cu șanțurile întâi. Vă punem pe ea. Să facem nici doamna viceprimar. Nu se face nimic cu șanțe. Eu mă întreb la Garda din Mediu, domn primar. O timp. Nu trec peste primării, întreb la Garda din Mediu. Mergeți, domnul. Domnul Daniel, vă aveți doar? Atât am avut de spus. Da. La moară, vă mulțumesc, mai încolo tot așa. Da, întrebare. Când folosim pubeli? Pubeli? Cred că am fost o leac mai înainte, am zis, când am zis că am pașit. Dar nu ne-ați dat un răspuns clar. Ba da, deci, la ora actuală, am terminat negocierea cu cei de la Soma, asupra prețului per tonă de gunoi. I-au semnat, au fost de acord în cele din urmă, în urma negocierilor, rămânând să termină, eu vreau să luăm și joia asta. Nu. Deci nici la ora actuală noi nu au ajuns contractele la noi. Să le semnăm și noi. Deci am făcut achiziția PSAP, tot, așteptăm să vină să le semnăm efectiv. Din momentul când semnăm efectiv, vom ridica containerele și se va face colectarea prin pubele. Deci contractul este semnat la ora actuală, din partea lor. Negocierea e făcută, e semnată din partea lor, așteptăm, n-avem efectiva noastră ca să putem să terminăm efectiv. Domnul Călimane, aveți cuvânt. Domnul primar, în legătură cu pântâna aia din partea bisericii, prea sărac un loc ăla un sau altă. Vă rog frumos, e prea cum? Pregare. Sărac. Prea cum? Sărac. E prea sărac în loc unde sau altă. Trebuie podobit. Adică da, am înțeles sărat. De asta am revin. Da, am înțeles. Domnul Crețu. Deci eu vreau să mai scot un pic. Nu contează, că spui mai mult. Mulțumesc. Deci am insistat foarte mult, domnul primar, cu marcajul care trebuie făcut la asfaltul care vine din partea de Sfântul. Vremea a fost super bună. Văd că băieții ăștia din la Consiliul Județean nu se mișcă, sunt ciocană. N-avem aici la intrare semn. Dați-mi voie, n-avem nici semn la intrare din reducere de viteză. În partea despre lac, să vă uitați atent, nu este un semn. Și dacă tot doamna viceprimarul a insistat că să punem piatră de asta crăpată, cum îi spunem noi, de ce nu s-a vorbit și cu firma asta din partea asta care vede despre Parincea să facă același lucru?
S-au pus prunde, de oraș, au pus niște pietre cât aproape cât pumnul. Când trece câte o mașină pe mare, o să vezi cum sare spre... Da, vă spun. Ce-am dispus, după aia spuneți ce vreți. Doamna, deci eu așa am înțeles că cei de la Consiliul de Sian, la locurile unii nu se va face șans pe partea stângă, cum mergem spre Răcătău, se va face, va pune piatră cubică. Nu stabilește doamna ce piatră pune acolo. Dar nu s-a pus în zona asta. Deci Consiliul Județean stabilește chestia asta, e drumul spre, încă o dată, n-am înțeles, e drum spre jurisdicția Consiliului Județean, dumnealor stabilește ce piatră pun și modul de e stabilit, domnule, nu mai e stabilit. Bun. Acum am înțeles, acum să vă răspund la partea, acum am înțeles că se va termina definitiv toate podurile și va începe la marcaj. Da. Și din câte știu eu, va merge până la, asta a fost și ideea, să mai pună un covor asfaltic și pe tot 252 ia, ca să poată să facă marcaj cap-coadă. Răcătău, Parincea, Variană. Mulțumesc pentru și pentru idee. Dar răspunsul vedeți. Ce limitezi, primar, cu toate. Rada, și strângeți bani la bugetul comun. Alo, domn profesor, atenție. Dacă situația în care ne aflăm acum, probabil că va continua, eu cred că ar trebui că dacă în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local nu avem prevăzut așa ceva, se poate prevedea, ca la următoare ședințe, cel puțin două care mai sunt în legislatura asta, să unii consilieri care nu pot participa din diverse motive direct la ședință, fie că sunt pic răciți, fie eu știu ce probleme vor avea, să poată intra prin Skype, prin Messenger și așa spun în punctul de vedere că altfel, de exemplu, dacă astăzi veneau cel puțin 10, primul proiect al ordinei de zi nu se putea discuta. Și nici ultimul. Și nici ultimul proiect. Nu se putea discuta dacă punem în discuție. Deci ar trebui găsită soluția. Sperăm să nu fie cazul. Dar dacă va fi cazul, s-ar putea ca omul să-și exprime votul prin telefon, prin online. Ca să spunem. Oricum. În momentul respectiv, în perioada orară când se ține ședința. Absolut. Păi da, atunci... Eu ce spun? Eu, de exemplu, în Comisia de Buget Finanță, am luat legătura cu toți membrii Comisiei de duminică, am discutat și cu o parte luni, să studiez și să-i spun punctul de vedere. Ieri ne-am întâlnit pe telefon și am spus punctul de vedere. Am avut avizile, patru, de exemplu, la primul punct a fost pentru un abținere al domnul secretar al Comisiei, domnul Mamut, că spunea că astăzi intră chiar în telefon, nu știu dacă a intrat sau nu a intrat, să spun punctul de vedere, e problema dumneavoastră. Dar pe viitor, dacă se poate, să ține cont de treaba asta. Cam atât. Domnul Tufel, haideți să vă spun și partea cealaltă, că mă așteptam la întrebare, respectivă, dar nu întreba nimeni. Hai. Prima întrebare. La școala de la Zahodoră văd că treburile se mișcă foarte greu. Credeți că constructorul ăsta va termina până la începerea anului școlar? Eu zic că am un contract, noi suntem un contract. Pentru că nu o să respecte contractul. Să spun eu ce cred eu. El zice că da. Eu la fel l-am văzut cu maxim, maxim 3-4 muncitori acolo. Cu 3 muncitori nu cred că finalizez o lucrare până în septembrie, sub nicio formă. Ar trebui, nu știu, ori trecut la penalități, ori că deja dumnealui, o să ajungem, știți cum? O să ajungem exact cum e cu domnul Rafael la Răcătău, când stă o clădire cu 3 corpuri și cu proporții de 80% ridicată, și măcar 25% nu-i făcută, să ne judecăm cu dumnealui după aia. Deși am înțeles că bani și-a primit, dar nu știu de ce nu se mai apucă. Nu, și-a primit pentru ceea ce a făcut. Păi ce-a făcut? Vă întreb. Fierărai, există situații de lucrări. Situații de lucrări, doar nu se face pe ei. Iar referitor la mașinile de piatră, adică eu vin așa ca o propunere, ca o propunere. Din câte știu, dumneavoastră îmi confirmați sau nu, de la am înțeles cu privarea bază de acolo că pe preotul ăsta, Călin Cristian. Ai, da, nu-i preot. Ați intervenit cu piatră cum trebuie, ați intervenit cu
factor acolo, ați făcut drumul ăla acolo, așa acolo văd că încă iarăși ați mai alocat încă o tură de lucrare. Acolo. Am spus, doamna și-o îl luăm de acolo, îl luăm și le ducem în altă parte unde trebuie într-adevăr să le ducem. Uitați-vă acolo, păi cum le alocăm într-un loc unde s-a băgat și compactor, s-a băgat și piatră și s-a făcut tot felul. E vorba de patru. Patru, alea vorba de patru mașini, le ducem unde trebuie, în altă parte. Da. Nu, așa trebuie. Hai că vorbim de mașini. Da, asta am spus. Ok. S-o duc să vă mișcați. Da, de mașini nu, aveam două probleme care au rămas nefinalizate, adică una mare, care nu m-a întrebat, văd că nimeni nu este îngrijorat, referitor la situația coronavirusului, COVID-ului în Tomuna Horgeș. Deci, cum a rămas cu mașini? Nu ai trebuit să luăm hotărârea. Nu, eu am zis și spun și consiliul că nu mai facem. Nu mai facem. Eu tocmai ți-am spus. Să nu răspunde nimeni, nu mai facem. Eu am propus în locuri de unde le putem lua și le ducem unde trebuie să fie. Da, dar nu avem decât 60. Păi eu nimic. Păi am explicat. Dar să luăm unde putem lua unde s-a făcut lucrări și anul trecut. Îi luăm și ducem. Eu mai spun. Dar vreți să-mi iei mașină, sunteți pe... Bravo. Nu, 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 doamnă? Deci, domnul primar, vorbim ca să ne înțelegem. Da, așa fi. Avem mult, aveți o grămadă de angajați, pregătiți surul strada, faceți șanțuri, faceți tot, și apoi vine vă la piață. Până acum ne grăbeam să... Păi mă, ați grăbit să facem achiziția la palatare. Acum nu grăbi nimeni. Nu dăm drumul. Facem că trebuie și cu cap. Nu niște. Nu se scăpăm de bani. O facem ca lumea de acolo. Ok, bine. Revenim. Scoatem tot și așa o perioadă să vedem cum putem intra. Pregătim străzile cu șanțuri. Nu că ați spus că avem o grămadă de angajați să pregătesc oamenii șansuri de angajați? Nu că lucrează cu buldon înainte de aboara stării. Păi da, dar pentru că e un singur, domnul Dacă. Nu ziceți să avem o grămadă, pe buldon e un singur angajat. Păi și cât trebuie și asta? Păi ați spus că aveți o grămadă. Păi dar sunt, nu sunt. Haideți să discutăm, eu zic o parte mult mai serioasă a lucrurilor. Nu vreți, nu facem și ne oprim și nu e nicio problemă. Problema mai mare este, și nu m-ați întrebat curios, câte cazuri de autoizolare avem, sau dacă avem carantină în Comuna Horgeș. Nu, nu ați verificat. Pare rău, dar știți dumneavoastră că aveți sursă, că aveți posibilitate. Eu m-am informat. De la sursă oficială, nu aveam să mai pun întrebarea asta încă o dată. Ok. Partea îngrijorătoare a lucrurilor... Dacă îmi dați aia cu balastare. Da. Partea îngrijorătoare a lucrurilor, că încet, încet se măresc persoanele. Numărul. E numărul de persoane. Okay. Numărul de persoane care vin de afară, care trebuie să fie la autoizolare. Problemele care ne lovim, și uite, doamna Vici, acum a fost la un caz, nu se declară. Rugămintea mea, fac apel la spiritul civic al cetățenilor Comunei Horgeș, dom'le, când știm că vecinul, sau chiar dacă nu sunt persoana în sine, nu le cere nimeni decât să ne anunțe, să ne spună când a intrat în țară, de unde a venit, zona sau țara de unde a venit, și să stea două săptămâni împreună cu familia la autoizolare. Autoizolare nu înseamnă că stau eu care am venit din Italia și restul familiei mele circulă pe stradă. Deci, încă o dată spun, rugămintea mea, dacă v-am spus, apel către toți cetățenii Comunei Horgeș asupra acestui fapt. Noi am luat ieri în cadrul Consiliului Local de situație de urgență decizia de a suspenda activitatea cu publicul pe perioada stării de urgență la primăria Horgeș. Am deschis, rămânând deschis, numai un ghișeu unic pentru a primi urgențe. Nici o instituție de stat nu se lucrează, deci nu trebuie nici adeverință de apia, fac apel, poate să vede pe televizor, ca să nu mai vină oameni până la noi să ne trezim. Nici poliție, nici buletine, nici o instituție de stat nu lucrează până pe data de 14.04.2020, cu posibilitate, așa cum s-a avut zvonuri, de prelungire. Da. Dragii mei, haideți să facem în așa fel, e vecin, e soră, până la urmă ne expunem și ne compromitem pe toți.
Ar fi necesar niște anunțuri puse? Da, cred că am pus anunțuri la fiecare, numai acasă la fiecare, dar omul nu știe anunțuri, ce să anunță. Deci tot personalul, toți oamenii care au venit din afară, să vină să ne întrebe. Noi verificăm, îi dăm la DSP, îi verificăm. Nu să vină nu. Să ne întrebe. Așa, nu vine nimeni să ne întrebe. Dar poți verifica, domnul, când la aeroport nu a venit? Nu. Domnii mei, aeroportul nu lucrează cu primăria. Nu știu, am înțeles că ai chiar un băiat oameni, când a venit. Cel mai bine intrat cu mine, că așa. Problemă. Tot ce a venit, da, ce a venit de la primul. Băiatul este pe 14 venit, au de la DSP, vorbit tot. Tot ce a intrat în țară, în afară de Italia, că acolo e dezastru, dar tot ce a intrat în țară, doar de duminică seara, de la ora 9, când s-a dat 21, ora 21, de atunci intră în izolare, nu contează că a venit. De unde a venit? Italia nu contează că a venit, dacă a venit pe 14, pe 15, intră direct. Dar în rest, dacă întâlniți un om, ai un vecin și oamenii se mai tem, știți? Îi facem rău, îi facem un bine. Nu te, dacă îți spune și dacă de sursă sigur ai aflat că este venit înainte de data de 15, ora 9 seara, nu e nicio problemă. Sunați, aveți telefonul meu, cel verde, aveți toate modalitățile. Am avut un caz, la cine mi-a zis, cine tot domn primar de mine. Dar nu contează cine mi-a zis. Asta nu e o pâră, nu luați, că nu-i facem un rău. Omul respectiv nu-i facem un rău. Din contra, s-ar putea să-i facem și lui un bine și celor membri a comunității să-i facem bine. Că iese la magazini, se duce la biserică, nu vă dau cazuri care sunt pe mass media să fiți, să știi că ești bolnav de coronavirus, te uiți în avion, fără să declar că ai așa ceva. Vă dați seama, deci sunt niște lucruri pe care... Și cu document care... Domnule, cu document, nu suspect, nu suspect. Cu document care era, deci mi se pare... Dacă v-ați uitat... Urât! Bun, nu s-a întâmplat asta, nu e o întâmplare. Nu e întâmplare. S-a întâmplat la aeroport. Bun, ideea este următor. Discutam și mai mult, îngrijorător este că noi n-avem încă decese. O leacă, domnul. Păi de asta, asta vreau să zic. Deci la noi încă n-am intrat în panică, pentru că n-avem decese. Dar în momentul când o începi decese, când prietenul tău, când vecinul tău îți moare, să vedem cum reacționăm în momentul cealaltă. N-am vrea să reacționăm atunci. Haideți să reacționăm un pic mai înainte de chestia asta. Să prevenim. Să nu ne moară cei apropiați. Și după aia să zicem, hai să luăm și să vine reversul. Băi, autoritățile și măsuri au luat. Nu să știu eu că acum în satul Bazga la familia Isulescu a venit băiatul din Italia. Nu avem de unde să știm chestia asta. Părintele, vecinul, domnul primar, doamna viceprimar, doamna asistent. În primul rând, el trebuie să facă. Domnul meu, dar nu face. Nu face, sigur. Da. Eu am avut-o, eu am o vorbă. Sunt conștient că suntem conștienți, ne comportăm ca atare. Dacă oamenii sau invers, șeful de poliție, ați văzut că știind că vine din Israel, să nu declar că ai venit, domnule, dar declară că ai venit. Îți fac testele, nu e obligatoriu să fii și bolnav. Da. Și asta rugăm idealitate. Oamenii să înțeleagă că la noi am văzut destul, am luat decizia. Sunt la început câte două persoane, acum am înregistrat, pentru că la rândul nostru sunt colegi funcționari care trebuie să fim protejați și noi. Până la adică, perioada asta, dacă nu lucrează nicio instituție publică, nu are rost să-și luăm adevărință. Am luat decizia ieri în Comitetul Local de Situații de Urgență, ca cele care prestații sociale care trebuiau actualizate să fie, să anulăm actualizarea încă o lună de zile, nu mai are nimeni când am văzut la DGCVC, s-au luat pentru orice certificat de grad care expira luna asta, s-au luat decizia să meargă cu prelungirii, așa facem și noi că până la urmă nu se întâmplă nimic. Da, n-avem ce face, da, o dosar nou, o cerere nouă, o urgență, mă suna cineva, domnul primar, dar am o amendă de plătit, asta nu se pune problema, avem biseu unic, vine funcționarul, discută cu persoana respectivă și rezolvăm. Dar nu sunt lucruri care nu ni trebuie momentan, deci care nu ar, pur și simplu, nu ar. Bun, mulțumesc, cred că mesajul meu a fost dezotat un pic, un pic. Am lăsat-o și data trecută, domnul președinte. Da, domnul. Am lăsat-o și data trecută. O lăsăm și data asta și iar ajungem, domnule, iar ajungem în iulie și iar ne plângim când am dat bani la biserici. Data trecută a zis că nu, am făcut, stați să vină și cereri de la Biserica Baptist. Au venit cererile. Îi așezăm
sau nu le dăm bani la oamenii ăștia, oamenii ăștia poate au nevoie de bani, zic eu. Dar cum îi mai lăsăm? Pe cum balătare îi mai lăsăm? Dar n-am discutat în ședință că îi dați în funcție de enoriaș. Păi am zis, dar o zis informator, tot dumneavoastră a zis că să nu facem, să vină și cererile cealaltă. Păi să vină, n-au venit. Când vin toate cererile, atunci. Păi le avem, păi le avem pe toate. Dați vă de enoriaș și ultimii de la Bati. Fiecare trebuie să fie responsabil. Fiecare trebuie să pun în fața legii, nu altul pentru oameni. O ce-mi zice, domn Costel, că ați avut tare. Nu, nu. Da? Nu am înțeles cu cererile astea. Pe noi nu-mi interesează cererile. N-am stabilit că dați în funcție de enoriaș la fiecare. Nu, 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 atunci rămânim. Bine, am venit și le dați bani. Bine, gata. L-a stabilit în funcție de enoriaș, da? Da, da, da. Bine, gata. Deja la vot, bine ați anunțat sumile. Da. Da, nu. Gata, mulțumesc și sănătate. Azi, zi, nu, nu, nu.